Vă salut! Mi-am zis să fac acest video și să am această discuție cam oriunde aș fi. Ce vreau să discut astăzi? Iarăși subiectul citit al torționarilor. Și am să vă explic de ce pentru mine este și acum de actualitate. E pleonastică structura asta și acum este de actualitate. Foarte mult zgomot aici în jur, dar chiar nu mă interesează. Mă uitam pe vloguri de călătorie. Cred că Backpack Your Life arăta despre Sighet, despre cum au fost închiși în Sighet și în cele mai multe astfel de locuri aud că erau ținuți în frig și cu mâncare puțină. Așa că, dragii mei, eu sunt îndreptățit să cred că ceea ce se studia acolo erau metode de control al oamenilor. Și nu așa cum ni se spune și acum, își elimina, domnule, comunismul adversarii politici. Pentru că asta are oarecum o justificare și o parte bună, pentru că comunismul a făcut atâtea lucruri bune pentru oamenii acestei țări. Și când auzi că cei care erau împotrivă, ți se pare că ar fi fost răi. De fapt, ea n-avea nicio vină. Spuneam ținuți în frig și mâncare puțină. Dar dacă mi-amintesc eu bine, când eram mai mic, tot în frig stăteam. Ciudat, eu stăteam în apartament, iar la mine în apartament, dacă vă vine să credeți, iarna se stătea cu căciula de blană în cap în sufragerie. Și bunicii aveau căldură. Aveau căldură, foc la sobă și am zis, băi, eu mai bine mă duc să dorm la bunici. Mi s-a spus, nu e voie, asta e fugă de acasă. Păi bine, dar stau aici în frigul ăsta și bunicii au căldură și practic e aceeași căldură. Cât despre mâncare, iarăși mi-amintesc că se găsea foarte puțină, nu mai intru în detalii, pâine exista suficientă, dar tot bunicii aveau mai mult. Foarte multe poze ne-au rămas din timpul comunismului cu magazinele pline, dar un mic detaliu în acele magazine, vânzătoarea era cu căciula de blană în cap. Acum n-am mai văzut vânzătoare în vreun magazin cu căciulă de blană în cap iarna. Sigur, a existat și aici o justificare. Și anume, era, domnule, țara împrumutată și nu se putea, trebuia să facem economie, să dăm datoriile. Bine, bine, și după ce ați dat datoriile spre sfârșitul comunismului, de ce aceleași măsuri, să le zic, de austeritate? Nu se puteau relaxa, ba da. Se puteau relaxa, dar nu s-au vrut. Deci, practic, în umila mea părere, în umila mea opinie, ceea ce s-a studiat în acele lagăre, mâncare puțină și frig, a fost aplicată pe o bună parte a populației. Iarna, frig, tot mâncare puțină. Cam ăștia au fost anii de sfârșit ai comunismului, deci am serioase îndoieli că nu adversarii comuniști au vrut să fie eliminați prin acele lagăre, ci s-au studiat metode de control al omului. Mi se pare comunismul ăsta o prelungire a unui alt regim, care aparent ar fi opus. Ușor de zis, tot munca, acolo era Arbeit, aici este muncitor mândria țării.
Deși mai mari comuniști aveau o vorbă că nu prea e bună munca asta, că e bine să stai cu pixul, adică nici ei nu credeau mentalitatea asta, altele erau scopurile. Bun, am punctat primul lucru, ceea ce s-a studiat mai întâi în lagăre și cum se schimbă probabil comportamentul uman dacă îi ții în frig și cu mâncare puțină, s-a aplicat pe o bună parte a populației și, într-adevăr, oamenii de atunci parcă erau mai buni, mai afectuoși. Partea a doua, iarăși torționari, atunci când întreaga echipă trebuia pusă împotriva unuia singur. Și am văzut un tip aranjat, așa, probabil plătit regește să nu facă nimic, care vorbea despre asta și avea și o explicație, să muncească mai bine. Vezi, Doamne, tot pentru binele poporului, să muncească mai bine, toată echipa trebuia pusă împotriva unuia singur. Eu însă zic că s-au studiat metode care sunt încă aplicate. Dar haide să vedem cu această echipă. Anul trecut, într-o ședință cu toți colegii, aproape toți colegii de față, vine unul și spune, haide să fim colegi, haide să fim uniți împotriva ăstora care anul ăsta, nu știu ce, mai departe. Și o colegă de-a mea chiar a început să plângă, era în aceeași categorie. I-am spus, nu, nu, despre mine e vorba. A venit să o liniștească încă o dovadă că doar despre mine era vorba. Deci, practic, colegialitatea însemna pentru el să fim toți uniți, să fie toți uniți împotriva unuia singur, a mea. Și sigur, uitându-mă la aceste videouri despre torționari și gândind că metodele sunt chiar mai prezente acum, mi-am zis așa, mă, n-o primi ăsta o porție mai mare de mâncare. Și fix așa a fost. A primit salariu de merit. A primit un salariu de merit pentru ce? Pentru un concurs la care a primit 2-3 foi cu 2-3 zile înainte și a spus, din astea o să vă dăm la concurs. Un concurs la care nu venea nimeni. Deci nu li s-a dat un text să citească, să spui că poate îi trebuie o capacitate de sinteză sau ce, ci pur și simplu foi cu asta e întrebarea, asta e răspunsul, foi și tu, măcar să ții minte întrebarea și răspunsul, din astea îți dau. Și chipurile, nu știi subiectele, da, ție-ți să dă o foaie și spune că din astea am să-ți dau, dar tu n-ai ști subiectele, că nu știi ce-ți dă, dar îți dă din astea. Se pare o înșelătorie și asta fie. Și mă gândesc că alții făceau ore suplimentare, lucrau de lăsărea capacele, să zic așa, dar n-au fost pentru gradația de merit, doar ăsta trebuia să primească porția mai mare de mâncare. Mă, și fix așa s-a potrivit. Mai înainte spune, hai tot grupul împotriva unuia singur. Sigur, după ce s-a terminat anul, n-am mai rămas în acest loc de muncă. Cam astea au fost cele două puncte pe care am vrut cu voi, metodele fiind încă de actualitate. Numai că atunci exista o justificare, Doamne, pentru binele partidului, pentru asta îi chinuie pe bieții oameni. Iar acum, în prezent, nu mai există partidul răspunzător. S-a mai trecut un pas înainte. Există un om răspunzător, așa vrea el. Bine, bine, așa vrea el, dar de ce îl susțineți dacă așa vrea el și voi n-ați ști ce face și n-ați fi de acord cu el? De ce se ajunge în justiție fără niciun răspuns corect, să zic așa, fără nicio acțiune împotriva lui? De ce este susținut? Așa vrea el, deci practic... Diferența între acel regim comunist și acum este, înainte așa vrea partidul, acum așa vrea un om. Nu suntem noi de vină, deși omul ăla face cam ce vreți voi. Voi sunteți beneficiarii serviciilor lui. Ei bine, acum tot auzim de un război de uzură.
i-a uitat că lupta pe planul informațiilor, să zic, sau pe planul controlului s-a dus cu mult înainte. Acum este doar o oficializare a ceea ce, ca la acel banc, fă și tu ce ai de făcut și las oamenii să lucreze. Păi bun, și românii vor să studieze acei torționari sau nu? Oficial vor să-i studieze. Păi și practic, hai mai întârziați un an, hai mai întârziați doi, dar nu e nicio grabă. Mai întârziați așa vreo 10-20 de ani, da? De ce 10-20 de ani? Păi până când vor câștiga acest război de uzură și apoi cine îl va trage la răspundere pe învingător? Eu nu mai continui foarte mult cu asta și vă spun cu oarecare nemulțumire, pentru că m-am lovit și izbitor este asemănarea între metodele vechi și ceea ce se aplică în prezent, doar justificarea că așa ar vrea un om, deși nu el câștigă din asta, alții câștigă, este diferența. Bun, deocamdată nu văd să se ia măsuri împotriva acestor practici, ci măsurile sunt doar de, cum să spun, așa, de aparență, să zic, de ochii lumii. M-am dus la supermarket, mi-am luat niște sticle de apă și spune, nu, păi trebuie să plătești garanția, că sticlele astea de plastic, peturi și... Zic, bine, dar vi le aduc înapoi și când le-am adus înapoi, nu sunt bune, vezi, ba, sunt bune, dar nu le putem primi și... Ce mă miră în lucrul ăsta este că Uniunea Europeană tot cu ochii după bani. Deci războiul le bate la ușă și ei sunt cu ochii, cum să câștige. Știi? Uneori îți vine să zici, bă, dar ăștia poate chiar merită până la urmă. Doamne ferește! Bine!